Dosarul Revoluției retrimis în judecată după 33 de ani. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a retrimis instanței dosarul Revoluției, în care sunt urmăriți penal pentru infracțiuni contra umanității fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Cei trei sunt acuzați că în data de 22 decembrie 1989 au indus în eroare în mod repetat populația prin apariții televizate și emiterea de comunicate. Procurorii militari susțin că fapt cele celor trei au avut drept consecință generarea și amplificarea unei psihoze generalizate a terorismului, ce-a cauzat numeroase situații de foc. Astfel, în intervalul 22-30 decembrie au survenit peste 850 de decese, circa 2400 de persoane au fost rănite, 585 de privări grave de libertate și 409 cazuri de suferințe mari.